Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2019. Bun, deci dragilor, data trecută am făcut o grămadă de progrese. Acum vedeți și voi că pe aici prin bază am mai aranjat câteva chestii. Cum ar fi ceva garaje, am făcut și o recoltă de cartofi, știți voi, cu fabrica de chipsuri, cu alea mi-a mai trebuit niște bani. După cum vedeți, banii sunt chiar foarte mulți, am 3.868.000 și toți bănișorii ăștia i-am făcut tocmai din fabrica de chipsuri și abatorul pentru porci. Desigur că până la ajunge la această valoare a trebuit să vând destul de mult, destul de mult însemnând cam 6-7 ture. Aici se află din, mai e ceva din recoltă, cam ce-a mai rămas. Din păcate m-am oprit din vânzare pentru că am zis că mă plictisisem până la urmă și zic ce să fac acum, să filmez episoade cum vând și fac bani din chipsuri, nu prea e ok. Asta a fost așa pentru puțin timp. Acum, oricum, până să ajungem aici, o să vă las înainte un videoclip în care o să vedeți progresele pe care le-am mai făcut pe hartă. O să fie cu timelapse, o să fie chiar foarte rapid, nu o să vă plictisiți, vă asigur. Acum, aveți aici
Avem aici, cum îi zice, aici a fost o pădurice. O pădurice destul de mare. Și ce am făcut eu, n-am făcut altceva decât să o tai. Am tăiat această pădure pentru că vreau să mai construiesc un teren aici. Și am nevoie de... Aveam nevoie să tai copacii ăștia ca să nu mă împiedice cu noul teren. Din câte vedeți, mai este o pădure în față. Plănuit era să trec și prin acea pădure, dar m-am gândit că totuși nu tăiem toate pădurile pentru că nu se știe când mai avem nevoie. Așa că am renunțat la a tăia acea pădure și m-am decis să o tai pe asta care e destul de măricică și asta a avut în jur de 30 de pomi. Și acum trebuie să le scot rădăcinile ca să pot să vin cu plugul. Am un plug mare, din câte știți, de la terenul celălalt pe care l-am făcut și o să dureze foarte mult. Așa că zic eu că o să dau timpul pe rapid să vedeți și voi ce am lucrat pe aici și după aceea revenim cu update. Am terminat acolo de scos toate rădăcinile, doar că am o mică problemă aici cu acest teren. Din câte știți, terenurile astea le-am făcut eu singur și pentru că mapa asta este survival și nu îți dă decât un singur teren la începutul jocului, așa că am fost nevoit să-mi fac singur terenul. Și una dintre probleme este că nu prea l-am făcut eu așa de corect sau au mai fost copaci pe aici și chiar dacă i-am tăiat, lucrător automat tot depistează că acolo ar fi un pom și nu te lasă să... De fapt nu lucrează, se oprește și am unele zone în care nu lucrează. Așa că pe unde nu face el, fac eu, deși... Nu-mi lasă porțiune destul de mare, îmi lasă pe aici, pe acolo câte puțin. Aici am plantat din nou soia, pentru că știți voi că soia este salvarea noastră. Dacă avem soia, avem de toate. Mai verificăm încă o dată terenul să vedem dacă a făcut cum trebuie. Zic că a făcut treabă bunicică. Ducem tractorul în bază. Deocamdată cam asta este baza noastră, pentru că v-am zis, strâng bani pentru o super bază imensă, zic eu. Dar până o să avem acea bază super imensă și frumoasă și așa mai departe, noi avem nevoie de bani. Și cum nu prea avem bani acum, va trebui să facem pe toate căile. Și singura cale ar fi acum agricultura. Bine, ar fi ceva mai simplu și dacă aș vinde, v-am zis, produse din carne de porc și chipsuri și ce mai era pe acolo. Dar până la urmă te plictisești din asta și trebuie să mai faci și altceva. Și am zis, cum terenul, harta asta nu prea are terenuri, am zis că mai bine mă apuc să-i fac niște terenuri mărișoare, unele chiar mari. Nu mă rezum la cele medii și la cele mici pentru că te chinui cu alea.
alea nu sunt bune decât pentru o serie cu episoade mai vintage, așa, cu un UTB, cu tractoare mici pentru terenuri mici, înțelegeți voi. Bun, aici este garajul proaspăt făcut, să zic așa. Nu știu ce dotări are și ce... Bănuiesc că are și lumină pe aici. Am înțeles. Ați văzut-o, nu? Deci aici, ca să mai aerisim puțin aerul, deschidem trapa. O idee destul de mișto. Bun. Continuăm. Închidem garajul, care, apropo, se închide super fain, și căutăm camionul, pentru că avem un camion plin cu lemne. N-am stat să le așez exact cum ar trebui, dar le-am pus eu pe aici cum am putut. Mergem să vindem lemnele, pentru că chiar avem nevoie de bani. Avem nevoie să strângem bani, nu avem nevoie chiar acum, dar lemnele astea, decât să le țin undeva și să nu prea le folosesc. Dragi prieteni, am terminat și cu acest episod din Farming Simulator 2019. După cum vedeți, m-am apucat să spăl tractorul pentru că chiar a avut o muncă foarte grea. După cum ați văzut, am terminat terenul, l-am făcut, doar că din câte văd eu este posibil să-l fac și mai mare de atât, pentru că chiar am unde să mă extind. Dar până atunci vreau să lucrăm cât avem. Cât îl avem,
atât lucrăm. Dar până atunci, poate ne apucăm și de bază, nu știu, un episod viitor, nu știu, vedem noi. Până atunci, eu vă salut și vă rog să dați și voi un subscribe acolo, un like și poate ne vedem și pe grupul de Facebook al acestui canal, fanii jocurilor Farming Simulator, dacă vă interesează. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez vremuri bune și succes în toate și să ne jucăm Farming Simulator cât mai mult și așteptăm FS21, nu? Baftă, guys, și ne vedem data viitoare!